Bună ziua, dragii mei, eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre brânzeturi maturate cu pastă moale. Din această categorie de brânzeturi, la noi în țară se fabrică următorul sortiment: brânză buceci, rocfort, cambert, bran, romadur, brânză nasal, postăvaru, bâlea, brânză italiană, cașu de mânășturi, brânză pentru bere, brânză cozia și așa mai departe. Brânza buceci este o brânză tip rocfort care s-a preparat pentru prima dată în Franța, rocfort. Ea se obține din lapte de oaie, vacă și bălivăliță, simplu sau în amestec. Laptele se normalizează, coagulează, se îndepărtează zero, se introduce în forme metalice perforate, cilindrice în straturi, peste fiecare strat, presărându-se spor de mucegai, penicilium rocfortii sub formă de praf, în afară de ultimul strat, se lasă să se scurgă zero, prin autopăsare, apoi se scoate din forme, se lasă la zvântat, sărează, se înțeapă cu ace speciale pentru a permite intrarea aerului în interiorul brânzei, necesar pentru dezvoltarea mucegaiului, și apoi se lasă la maturat în încăperi unde sunt condiții speciale timp de 1-3 luni. Brânza buce se prezintă sub formă de bucăți cilindrice cu marginile ușor rotunjite, roți cu masa de 2,53 învelite în foiță de aluminiu imprimată. Proprietăți organoleptice și fizico-chimice, bucățile de brânză nu au cu aje acest tip de din cauza că după 3-5 săptămâni de la fabricare ele sunt învelite în foiță metalică și așa se continuă maturarea și depozitarea. Suprafața lor este netedă, mucilaginoasă, de culoare gălbuie, în alternanță cu verde albăstruie, uneori poate prezenta un strat superficial al slab roșiatic. În secțiune se prezintă ca un miez compact, marmorat, de culoare alb gălbuie cu nervuri și porțiuni verzui albăstruie. Datorită mucegaiului, consistența miezului este relativ moale, unctuos și se rupe ușor. Are gust și miros plăcut specific, puțin pican și sărat. Nu se admite livrarea brânzei buceci fără prezența mucegaiului specific sau cu gusturi și mirosuri străine. Amar iute, brânza buceci are un conținut de 45-50% grăsime, 40-45% apă și 3,5-4,5% sare. Brânza Camembert este originală din Franța, se fabrică din lapte de vacă la care se adaugă o suspensie de mucegai, Penicillium camberti. Brânza se lasă la maturat 8-15 zile, se livrează în bucăți de formă cilindrică circa 250 sau de formă semicilindrică de 125, învelită în hârtie, pergament, foiță de aluminiu și etichetate. Bucățile se învasează în cutii de carton sau blocaj, ele pot fi împărțite în 3-6 sectoare cilindrice, fiecare cutie putând conține astfel 3-6 bucăți de brânză. Proprietăți organoleptice fizico-chimice. Brânza Camembert are o coajă subțire, netedă, acoperită cu un strat de mucegai alb-albăstrui uneori și cu puncte roșiatice. În interior se prezintă ca o masă compactă de culoare alb gălbuie, moale, untoasă, fină, se întinde pe pâine cu gust și miros plăcut dulceac, cu aromă specifică slab picantă. Nu se admite livrarea brânzei Camembert, care are coajă de culoare albă mucilaginoasă, fără mucegai specific sau cu mucegai străin, cu pastă tare, buretoasă sau prin prea lichidă, bucăți balonate, gust și miros străin, amar de amoniac, nutreț. Brânza Camembert are un conținut de grăsime de 45% apă, 52% sare. Brânza bran sau romadur se obține din lapte de vacă integral sau parțial smântânit. Coagulul se pune în forme speciale, cilindrice sau cubice, se sărează moderat, se lasă la maturat 2-4 săptămâni. În acest timp se dezvoltă pe suprafața brânzei mucegaie, care modifică proprietățile brânzei. Brânza capătă o colorație galben-brună, se formează la suprafață un mucegai roșu, umed și lipicios. Brânza bran se livrează în bucăți de formă cilindrică cu masa de 75-150 de grame, ambele în foiță de aluminiu și etichetate. Proprietăților organoleptice și fizico-chimice, brânza bran are o coajă foarte subțire, mucilaginoasă, de culoare galben-roșiatică, ușor lipicioasă, fără crăpături, cu slabă aderență la ambalaj. În interior, pasta este viscoasă, uniformă, bine legată, până avea 1-2 ochiuri mici de culoare alb-gălbuie, mată, uniformă, pe repede și mai deschisă la mijlocul bucății. Are o consistență moale, untoasă, ce se întinde pe pâine, este cât posibil uniformă, mijlocul putând fi tare, nefermentat, fără a avea stratul de sub coajă muiat, până la curgere, mirosul caracteristic, aromat de fermentație, coaja are un miros mai pronunțat cu gust dulce, aromat ușor sărat și ușor picant. Nu se admite în consum brânza bran, care are coaje fără colorație galben-roșiatică specifică sau acoperită cu mucegai alb cenușiu, care are stratul de sub coaje înmuiat la curgere cu pastă prea tare cu gustul sau mirosul străin. Brânza de bran are un conținut de grăsime de 35%, apă 60%, 35% grăsime, 60% apă și sare 2,5-3,5. Brânza nasal se fabrică din lapte de vacă, de oaie sau un amestec, se prezintă în formă de bucăți parale epipedice cu greutatea de 1-1,5 kg învelită în hârtie pergamentată. Proprietățile organoleptice și fizico-chimice, brânza nasal are coaja subțire, elastică, netedă, fără crăpături, de culoare alb cenușie până la gălbuie, poate fi acoperită cu un strat fin de amidon sau
chips de culoare albă presărat pe curaje pentru evitarea lipirii hârtiei de ambalaj. Are aspect de pastă curată, omogenă, grasă, cu ochiuri mici de formă ovală, de culoare alb-gălbuie, uniformă în toată masa, cu luciu, consistență elastică, moale, nu se lipește de degete, gustul este plăcut, dulceac, slab, picant și aromat. Nu se aminte livrarea brânzei, nu? Sal deformată, murdarea cu consistență tare sau prea mare, cu ochiuri dese, de fermentare, cu gust și miros străin amar, prea pișcător, cu miros greu de varză murată. Mânuza nasală are un conținut de grăsime de 45, apă 52 și sare 2,5. Brânza postovaru se fabrică din lapte de vacă, se prezintă în formă de bucăți palale periferice de 0,8 kg sau cilindrice roți de 1,2-1,5 kg învelite în foițe de aluminiu și etichetate pe ambele baze. Proprietățile organoleptice și fizico-chimice. Brânza postovaru are coajă subțire, moale, curată, fără crăpături, de culoare galben-roz cu miez curat, omogen, poate avea mici căuri de fermentare, de culoare gălbuie și uniformă în toată masa. Consistența brânzei este male, văscoasă, cremoasă, fină, omogenă în toată masa, cu miros și gust plăcut, cu aromă caracteristică. Nu se aminte livrarea brânzei postovaru, care prezintă defecte menționate la brânza nasal. Brânza postovaru are un conținut de grăsime de 45, apă 52 și sare 2,5. Brânza bălea se obține din lapte de capră integral, se livrează în bucăți de formă prismatică cu secțiune triunghiulară de 75 și cu secțiune pătrată de 150, învelite în foițe de aluminiu și ambalate în cutii de carton duplex, o bucată de 150 și două bucăți de 75. Proprietățile organoleptice și fizico-chimice. Brânza bălea are o suprafață moale, netedă, mucilă, laginoasă, fără crăpături, de culoare galben-roșie, adică mai deschis la mijloc, consistență mare, cu gust și miros caracteristic aromat, puțin picant, specific de fermentație proteolitică. Brânza bălea are un conținut de grăsime de 50, apă 55 și sare 2,5 până la 4%. Brânza italiană se obține din lapte de vacă integral pasteurizat, ea se prezintă în bucăți de formă cilindrică, turtită, cu greutatea de 1400-1600 kg și în sectoare cilindrice de 100-200 de grame, cu coaje subțire de culoare galben pai până la brun uscat, cu miez alb bălbui, cu o consistență moare, elastică, unturoasă. Brânza italiană are o aromă fină, cu o nuanță de ușor să amăruie, conține 50% grăsime, 50% apă și 2,5% sare. Cașul de mânășturi se obține din lapte de oaie integral, se prezintă în bucăți paralelepipedice cu greutate medie de 1,52, cu coajă de culoare galben deschisă, netedă și elastică, miezul este moale, unctuos, nu prezintă ochiuri de culoare galben deschis, cu gust plăcut, foarte puțin picant. Cașul de mânășturi conține grăsime 50-55, apă 45-50, sare 2,3. Brânza pentru bere se obține din lapte de vacă smântânit, se prezintă în bucăți cilindrice de circa 25 de grame îmbalate în celofan în grupe de câte 4, având între ele rondele de celofan. Brânza pentru bere are suprafață gelatinoasă, în interior este compactă, de culoare galben genușie, spre cafenie, cu consistență elastică, fină, are miros specific de fermentație înaintată și gust picant sărat, 5-7% sare. Brânza cozia se obține din lapte de vacă pasteurizat, se prezintă în bucăți și paralepedice în greutate de 1000 până la 1 kg și 100 învelite în forță în foiță metalizată și ambalată individual în cutii de carton sau de material plastic. Se livrează și porționată 100-200 de grame, fiecare bucată fiind ambalată în foaie de material plastic. Brânza cozi are o coajă subțire de culoare galben până la brun, miezul este curat, omogen, cu multe goluri de așezare de mărime apropiată, bobul de orez departizat în toată masa, uneori prezintă și rare ochiuri de fermentație, este de culoare alb-gălbuie, consistență moale, elastică și cu structură finare și miros și gust plăcut, cu aromă expresivă, caracteristică, conține 45% grăsime, 52% apă și 2-3% sare. Ambalarea, marcarea și păstrarea brânzeturilor maturate cu pastă moale. Brânzeturile de formă paralelepipedică se ambalează în cutii de carton și apoi în lăs de lemn, iar cele de formă cilindrică în rulouri de lemn de formă octogonală. Se păstrează în încăperi frigorifice curate, fără mirosuri străine, bine aerisite, la temperaturi între 28 grade, așezate pe rafturi. Termenele de păstrare sunt 8 zile de la data fabricației pentru brânza Bran, Romandur și brânza pentru bere, 15 zile pentru brânza Nasal, Postovaru, Camber, 30 de zile pentru brânza Cozia și 90 de zile pentru brânza Bucegi. Cu stimă și respect față de persoanele care urmăresc videoclipul, eu sunt Virgil Văsalu și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Yes, nu uitați să dați like, dislike și dacă vă vorbim un pic mai mult, dragii mei, abonați-vă!